și m-am gândit că ce multe asemănări și cu România, am ales în perioada anilor 90. Doi vecini din sa să certau de la o bucată de pământ. Să îmi jurau, să blestemau, să afuriseau cu de toate. Pe la tribunal, că de la o palmă de pământ să ne înțelegem. La un moment dat, ăștia doi vin de la câmp seara și se întâlnesc în afara satului. E o intersecție de drum prăfui de țară acolo și se întâlnesc amândoi și își reau meciul și încep să se binecuvântez unii pe altul. Și unul din ei, pe nume Costas, nici mai mult, nici mai puțin, o luat o piatră și o tras -o în direct în cap, ca să închid gura, o da cu piatra. Și așa de tare l-a lovit, că l-au căzut jos curentat. Dându-și seama că l-a lovit atât de rău și că l-a omorât, o lua piatra și a fugit. Acum, ca să nu dea de bănuit, când a fost privegul, s-a dus și l-a prins pe veci. vecinul meu, hai că m-aș împăca cu tine. La slujba de mormântare plângea mai tare ca toți acolo după vecinul lui. Toți spuneau, bă, ce roi pare că uite, nu a bucat să-mi pace cu el. Și la un moment dat, în timpul slujbei de mormântare, văduva acestui om ucis, ținea doi copii în mână și a început să urle, să strige în curtea ei să a zis, Dumnezeule, tu îmi vei face dreptate. Chiar dacă oamenii nu fac dreptate, Dumnezeule, tu îmi vei face dreptate. Au trecut un an, doi, nu, nu s au găsit vinovatul, după câțiva ani, trei, patru ani de zile s au și cazul, a fost aproape pus de clasare pentru că nu reușeau să găsească vinovatul. Atenție, după 10 ani, ce vă spun un caz real, după 10 ani, trecut timpul, după 10 ani de zile, băiatul lui Costas plinește o vârstă de majorat ca la noi, ce faci la 18 ani când este termină, când pruncul tău face 18 ani și a permisul, ce face românul? să-i cumpere tata, tu cel tată, un Mercedes. Prunc cum valoarea mea, nu? Hai să-ți cumpere tata, să-ți dai un live pe, Facebook, să pui pe TikTok ceva, să te arăți că tu ai mașină. Și dă, îi dă pruncului să-i cumpără o mașină, să-i facă surpriză. Îi cumpără o mașină, pruncul fericit, tati te iubesc, atunci îl iubește pe tata. Da? Și să duce pruncul să dea o tură cu mașina. Și zis, tati, hai și tot ce Dar nu, hai, tati, hai să mergem împreună. Și să duc amândoi. Și, dragii mei, ies în afara satului, tata cu pruncul mândri nevoie mare, nu așa? Și pentru că băiatul nu are experiență și pentru că e teribilist puțin și pentru că vrea să-și impresioneze tatăl, accelerează mașina Taman în intersecție. Din partea lui, din partea șoferului, vine un camion și trece peste ei. Copilul i-a făcut zob, e prins între fiare și moare. Instantaneu. Vin uh, niște oameni, vin poliția, vin de la descarcerare. Ăsta scapă, costa cu niște zgârieturi. Pruncul e făcut praf, e mort. Plângea, să dădea cu capul de pământ. Știți unde a avut loc accidentul ăla? Exact la exclucea de drumuri. Unde în cu 10 ani de zile, el i-a tras o piatră în cap la vecinul său. Și când a venit poliția și pentru că era cunoscut se era deja un om înstărit, prosperase foarte mult financiar, l-a întreabă polițistul, s -s, domnul Costa, dar ce s-a întâmplat aici? Și omul ăsta cu lacrimi care îi brăzdau față, a zis, domnule, știi ce s-a întâmplat aici? Și-a adus aminte de văduva aia care a strigat cu ani în urmă, Dumnezeu, nu vei face dreptate. Și și-a zis, Dumnezeu a făcut dreptate. Dar, Doamne, cât de dureroasă este. Nu spun lucrurile astea, ascultați-mă, nu, nu, le spun ca să grozez pe cineva, dar vreau să vă spun că Dumnezeu e drept. Dumnezeu este drept. Dar trebuie să facem